pentru prima dată la Astrofest avem un laborator mobil. Acesta este laboratorul nostru mobil de măsurare a fluxului de mioni. Mionii sunt niște particule subatomice care sunt produse la interacția radiației cosmice cu atmosfera. Din cosmos vin niște particule cu energii foarte mari, mult mai mari decât ce au putut oamenii să producă pe Pământ. Și aceste particule interacționează cu straturile superioare ale atmosferei și creează niște cascade de particule prin multe interacții nucleare. Adică, de unde vin? Particulele inițiale vin din supernove sau din pulsari sau din niște surse care, sincer, nu sunt încă identificate specific. Adică în domeniul fizicii radiațiilor cosmice sunt încă cercetări care să caute o sursă punctiformă de radiații cosmice și nu avem încă acest lucru. Ok, deci ele vin? Ele vin din univers, credem că din totdeauna au existat sau cel puțin... Și bombardează Pământul, se rovesc de câmpul electromagnetic al Pământului? Interacționează puțin cu câmpul electromagnetic al Pământului, dar au energii foarte mari, de ordinul 10 la puterea 20 electronvolți, chiar și mai mari și evident și mult mai mici. Deci ei sunt încărcați cu energie? Ele sunt practic toate nucleele, de la protoni până la fier și mai sus, probabil, și evident mai avem și fotoni gamma cu energii foarte mari și evident flux de neutrini și alte lucruri, dar în principal, cam 90% din aceste particule sunt protoni, adică nucleele atomilor de hidrogen. Și ele vin cu energie foarte mari, se lovesc de obicei, noi luăm în calcul în simulări că se lovesc de un atom de azot, un nucleu de azot și produc o cascadă de particule. Particulele acestea se multiplică în timp ce coboară spre Pământ, pentru că fiecare interacție se produc mai multe particule decât au intrat. Pentru că avem energie foarte mare. Ce face exact aparatul ăsta? Noi avem un detector de măsurare a fluxului de mioni. Mionii sunt niște particule care se generează în aceste cascade. Particularitatea mionilor este că interacționează destul de puțin cu materia. Adică ei ajung până la suprafața solului și chiar și în subteran câteva sute de metri bune, dacă nu chiar kilometri, au fost detectați mioni cu energii foarte mari. Și pentru că ei interacționează puțin cu materia, sunt singurele particule care pot să interacționeze în același timp cu două straturi de detecție. Noi aici avem doi detectori. Fiecare detector are înăuntru un metru pătrat de plastic scintilator. Acest plastic produce o cantitate foarte mică de lumină la interacția cu radiațiile. Acea cantitate mică de lumină este apoi colectată prin aceste fibre optice și dusă spre capătul fibrei. În capetele fibrelor, noi avem niște fotomultiplicatori montați. Pe scurt, fotomultiplicatorul transformă acea cantitate infimă de lumină într-un semnal electric măsurabil. Apoi, aceste semnale electrice sunt analizate cu instrumente dedicate, practic, de fizică nucleară și obținem în timp real numărul acestor particule, adică fluxul de particule care pică pe detectorii noștri. Și de ce este important să știm care este cantitatea de particule care ajung? Fluxul de mioni este important atât pentru că ne permite să monitorizăm fluxul de radiații cosmice care interacționează cu Pământul. În mod normal, acesta este constant, în jur de 100 spre 120 pe secundă la nivelul mării. Numărul lor va crește odată cu altitudinea, pentru că sunt mai puțini mioni absorbiți de atmosferă, și el crește până la un anumit punct. Acel punct în atmosferă este aproape de altitudinea pe la care zboară avioanele, pentru că de la acel punct în sus, cascada de particule nu a avut timp să se dezvolte așa de mult în dimensiune. Adică particula cosmică produce din ce în ce mai multe particule până la o anumită altitudine. Și se disipă. Da, majoritatea particulelor se disipă. La sol ajung o parte din mioni și alte particule cu energii mai mici. Important să le detectăm ca să aflăm care este limita superioară și cantitatea totală. Da. Radiație, nu? Putem să estimăm cantitatea totală de radiație cosmică, dar măsurătorile fluxului de mioni au și aplicații practice. De exemplu, noi știm
cu exactitate fluxul de particule care este la sol și putem să intrăm în subteran, de exemplu într-un tunel de mină, să măsurăm în acel tunel câți mioni mai ajung din cei care au fost la suprafață. Se poate simula foarte bine interacția mionilor cu materia, deci putem să și calculăm acest număr. Și dacă obținem o discrepanță între numărul calculat și cel măsurat, noi ne vom da seama că deasupra detectorului nostru este o cavitate sau un obiect mai dens, care distorsionează fluxul de mioni. Mulțumesc foarte mult! Cu multă plăcere! Așa, am început.